Salutare, înainte de a începe videoclipul în care gătesc, vreau să vă arăt ce cadou am primit aici. Este a doua oară când primesc miere de la Miere TVO. Îi mulțumesc foarte mult. Problema este că este o miere foarte bună, cea mai bună miere din România. Este 100% naturală și atât de repede o mănânc încât nici nu mai respir. Am primit aici miere de coriandru, miere de salcâm, miere de mană, miere de albăstrele, preferata mea, miere de polifloră și miere de anghinare. 100% naturală, o să vă las linkul de unde vă puteți lua și voi aceste produse. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Astăzi o să facem iepure la cuptor. Nu uitați să apăsați butonul de like, dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, iar dacă vreți să mă ajutați, puteți să donați, aveți linkul în descriere. Iar dacă vreți să fac alte rețete, nu uitați, puteți să înscrieți pe Facebook. Prima dată, pentru această rețetă, o să tăiem morcovii, îi tăiem rondele. Acum o să pregătim marinata. Morcovii sunt tăiați, o să-i punem deoparte, pe tocător. Acum o să tăiem ceapa. Prima dată o să tăiem ceapa în două. Iar apoi o să o tăiem feliuțe. Ceapa, acum o să tăiem țelina. Tot așa feliuțe. Voi puteți pune, dacă vreți, și cimbru. Iar la urmă tăiem usturoiul și am pregătit toate legumele. Acum o să punem tocătorul cu legumele deoparte. În acest bol o să facem marinata pentru iepure. O să punem o cană de apă. Acum depinde și de cât cantitate aveți. Eu am două pulpe de la iepure, pulpele din spate. Adăugăm o lingură de ulei. Ulei de floarea soarelui. Două linguri de oțet. Prima dată punem toate ingredientele lichide. Și două linguri de... Mi-alunecă mâna să mă șterg puțin. Două linguri de... de vin alb. Acum punem legumele, morcovii tăiați rondele. Ceapa tăiată feliuțe, usturoiul tot așa feliuțe și țelina. O să punem piper negru, boabe. Și sare. La sfârșit punem foaia de dafină, de dafin, o să o rupem în două. Și amestecăm cu o lingură. Luăm pulpele de la iepure, le așezăm în alt bol. Pulpele, bineînțeles, le-am spălat înainte. Și adăugăm marinata peste ele. Dacă nu ajunge peste carnea de iepure, o să mai punem apă, la mine nu ajunge, o să mai adaug o cană de apă. Aceasta este marinata, o să o lăsăm la frigider. Trebuie să o lăsăm cel puțin 2 ore și maxim 2 zile. Am lăsat carnea la marinat vreo 5-6 ore. Acum o să o scoatem. O scoatem pe o farfurie. Acum o să încrestăm carnea și o să punem înăuntru slănină și usturoi. Ne luăm un cuțit ascuțit la vârf și încercăm să facem niște tăieturi sub piele cât să ne încapă slănina și puțin usturoi. Băgăm slănină,
Am revenit, am introdus în carnea de iepure slănina și usturoiul. Acum o să mai punem puțină sare. Am gustat puțin marinada și nu mi s-a părut că este foarte sărată. Așa că o să mai pun puțină sare. Luăm o tigaie sau o tavă. Eu am o tigaie de dry cooker. O să adăugăm unt. O să-l tai cu bulețe. O să pun puțin ulei de măsline, să nu se ardă untul. Iar acum așez carnea. Și pun o cană de apă. Punem capacul și o băgăm la cuptor. Cuptorul să fie încins. Noi revenim când carnea de iepure este gata. Carnea de iepure după aproximativ o oră, 60 de minute, este gata. O să luăm pulpuțele pe o farfurie și o să le lăsăm să se odihnească, să stea puțin. Le punem pe parte. Între timp o să tăiem un ardei roșu. Bine, nu-l tăiem pe tot, doar niște fetiuțe. Îl curățim în interior. Iar apoi tai câteva fetiuțe subțiri. O să tăucăm și pătrunjelul, l-am spălat înainte. Luăm și o linguriță. Acum o să montăm farfuria. Am ales o farfurie albă deoarece carnea este puțin maronie. Ardeiul roșu și m-am gândit că o să prindă un contrast foarte bun. Luăm prima felie de prima pulpă de iepure. O punem și pe cea de-a doua. Acum o să punem niște feliuțe de ardei roșu. Luăm o linguriță. Hai că e o lingură mare, că cu lingura mică greu mi-a fi. Aduc farfuria puțin mai aproape. Pun puțin sos deasupra pulpuțelor. Punem și puține, și punem și o măslină. Punem puțin pătrunjel verde deasupra cărnii. Am terminat în sfârșit. Acesta a fost preparatul iepure la cuptor. Noi să ne revedem data viitoare într-un nou video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să mă ajutați cu o donație, aveți linkul în descriere. Pa, pa!